Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre două cancere de care sunt afectate femeile și care pot fi prevenite. Dacă se intervine la timp, dacă ele sunt depistate la timp, deci dacă suntem informate cu privire la ce avem de făcut astfel încât să intervenim și să depistăm la timp cancerele. Este vorba despre cancerul de sân și despre cel de col uterin. Pentru a discuta despre aceste două probleme majore de sănătate, l-am invitat în studio pe domnul dr. Cătălin Costovici, medic primar-oncolog la Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulator și Medicină Preventivă de pe lângă Academia Română. Bine ați venit, domnule doctor! Bună seara, bine v-am găsit! Nu este un subiect plăcut, dar noi vrem să aducem astăzi vestea că dacă se realizează investigații periodice, aceste două tipuri de cancere se pot trata și persoana poate trăi o viață împlinită, lungă și, să zicem, cu o stare de sănătate bună. Fără îndoială, chiar aș adăuga sau aș plusa, aș spune că orice pacient care se prezintă în timp util este un pacient curabil, adică vindecabil. Noțiunea de vindecare în cancer pare, sigur, așa utopică, dar realitățile anilor în care trăim spun că o depistare precoce înseamnă vindecare într-o asemenea boală. Ca urmare, sigur. Eu știam că dacă odată ești diagnosticat cu cancer, toată viața vei rămâne pacient bolnav de cancer. În principiu, sigur, rămâi cu asemenea sabia lui Damocles, fără îndoială. Riscul de recidivă, evident că există toată viața, dar oricum nu e la intensitatea primilor ani de după diagnostic. Și sigur că în intensitatea riscului este extrem de mică, putem vorbi de fapt de vindecare. În momentul în care pacientul iese dintr-o evidență oncologică, pentru că, sigur, statistic vorbind, noi avem un interval de 5 ani în care urmărim pacientul intensiv, în momentul în care a ieșit din această evidență, noi considerăm pacientul de fapt vindecat. Sigur că se întâmplă de foarte multe ori ca după 10 ani, 15 ani să ne reîntâlnim cu boală. Aceeași boală sau o altă boală oncologică la același pacient. Da. Să vorbim puțin despre cele două tipuri de cancer. Vorbim împreună despre ele pentru că în luna octombrie a fost o campanie de conștientizare a femeilor cu privire la aceste două tipuri de cancer. Bineînțeles că pe lângă acestea, cancerul de col și cancerul de sân, ar mai fi cancerul ovarian, alte tipuri de cancere localizate în uter? Sigur că da. Acum, sigur, cancerul e un flagel, fără îndoială. Despre cancerul mamar se știu mult mai mult. A fost un cancer mult mai mediatizat, ca să spun așa. Femeile se prezintă clar în ultimii ani din ce în ce mai precoce, ca să spun la medic. În privința cancerului de col uterin, însă, încă avem foarte mult de lucru. Am rămas campion negativ, fără îndoială, în lume, fiind printre primele țări la incidența acestei grozăvii. La incidență, adică la cazuri nou diagnosticate. Exact. Poate vorbim puțin mai târziu și despre factorii de risc. În ceea ce privește cancerul de col, cum stăm? Privința cancerului de col stăm foarte prost, așa cum spuneam. Incidența este foarte mare comparativ cu alte state civilizate și sigur că toată povestea asta derivă dintr-o întârziere a prezentării pacientelor atunci când au semne sau nu au semne la control. De fapt, probabil că derivă dintr-o pudoare, mă rog, firească sau de înțeles până la un punct, dar fără îndoială că aici vine foarte mult și lipsa de educație sanitară, fără îndoială. Să spunem încă de la început că în cazul cancerului de col uterin este un test care ar trebui realizat anual, testul Papa Nicolau, și acest test poate direcționa cumva pacienta către investigații suplimentare care ar putea conduce la diagnostic. Foarte corect. Examinarea babei și Papa Nicolau este o examinare atât de veche, dar atât de utilă și foarte ușor de făcut de altfel. Și gratuită, din câte știu eu, este decontată de casă. Orice pacientă cu un bilet de trimitere la medicul de familie poate face un examen babei și Papa Nicolau, fie la recomandarea acestuia sau a medicului ginecolog. Examenul babei și Papa Nicolau reprezintă un prim indiciu că acolo ceva nu e în regulă, adică la nivelul colului uterin și sigur că în continuare pacientul e direcționat pentru investigații, pacienta este direcționată pentru investigații suplimentare, colposcopii, chiletaj bioptic, în fine. Haideți să vorbim puțin despre factorii de risc. De ce avem noi un loc așa fruntaș la
incidența, adică la cazuri noi. În etiologia, deci în cauzele implicate în apariția acestei afecțiuni, una dintre cele mai vehiculate ar fi, sigur, infecția cu virus papiloma, virusul HPV. Virusul papiloma se transmite pe cale sexuală. Ca urmare, automat și logic, să spunem, promiscuitatea sexuală poate fi un motiv pentru care se ajunge la așa ceva. Numărul de sarcini multiple reprezintă un alt factor de risc în apariția cancerului coluterin. Folosirea de anticoncepționale, timp îndelungat, de asemenea, reprezintă un ipotetic factor în apariția, de risc în apariția cancerului de col. Revenind la infecția cu virusul papiloma, sigur, în anii anteriori, după cum probabil știți, au fost nenumărate discuții legate de oportunitatea sau neoportunitatea vaccinării fetelor, mă rog, adolescentelor sau până în vârstă de 12-13 ani. A fost un proiect care a căzut. Sigur, sunt dezbateri pro-contra. E foarte clar că este unul dintre principalii factori incriminați în apariția acestei boli. În legătură cu vaccinarea, părinții pot opta în momentul acesta să-și vaccineze fata? Da, fără îndoială. Nu s-a schimbat nimic din punctul ăsta. Iar la nivel internațional există studii care să arate că acest vaccin are consecințe favorabile în privința stării de sănătate a femeii? În medicină sunt, evident, păreri pro-contra, așa și trebuie să fie. De fapt, dezbaterea reprezintă un pas înainte pentru progres, fără îndoială. Majoritatea studiilor clinice vin în sprijinul vaccinării HPV, anti-HPV, și sigur că sunt credibile aceste studii, fiind făcute pe un număr destul de mare de paciente. Sunt și unele studii, adevărat, pe un lot mult mai mic de paciente, care arată lipsa de beneficiu a acestei vaccinări. Dar în niciun caz, mă rog, nu s-au pus în evidență niște grozăvii care au fost scoase în față la un moment dat. Adică efecte secundare sau chiar decese. Sigur, au fost decese câteva. În orice studiu care ia în calcul un anume medicament, se întâmplă să apară și asemenea lucruri. Sigur, sunt, mă rog, calculate, ca să spunem, asemenea lucruri. Dar numărul de decese este extrem de mic raportat la numărul de paciente înrolate. Iar în celălalt factor de risc, ați spus că numărul foarte mare de sarcini, sarcini, dar absența sarcinii. Știam că există niște ipoteze că persoanele care, femeile care nu au copii, fac mai frecvent cancer de col. Nu de coluterin, deci femeile care nu au copii au un risc mai mare de a dezvolta un cancer mamar. Adică este un pic pe dos față de cancerul de coluterii. Prezența sarcinilor multiple reprezintă un factor protectiv pentru cancerul mamar, în schimb este un factor negativ pentru cancerul de col. O femeie care are mai multe sarcini și mai ales că alăptează, are riscul de a dezvolta un cancer mamar mult mai mic. Deci da, sunt un pic în antiteză. În cazul cancerului mamar, ce alți factori de risc sunt? În afară de această de acest aspect, factorul genetic este de luat în seamă. De fapt, în cancer acum se discută foarte mult pe această temă, pe tema factorului genetic. Factor genetic în ce sens? În sensul că, în fine, sunt familii în care întâlnim un cancer mamar frecvent pe o anumită linie, linie maternă sau paternă, în care, de exemplu, o mătușă, mama, o soră are un cancer mamar, riscul de a dezvolta cancer mamar este augmentat cu 50% cel puțin. Și există o paletă de gene care la ora asta se pot determina. Există, sigur, și la noi deja, testări genetice care cuantifică gradul de risc pe care îl are o anumită o femeie de a dezvolta un cancer mamar de-a lungul vieții. Și de aici, sigur, derivă și atitudini profilactice, de genul, sigur, mediatizat, de genul mastectomiilor profilactice. Da, și foarte controversate aceste deciziile, dar fără îndoială. Lucrurile față de anii anteriori au început să fie mult mai matematice, ca să spunem, având aceste teste, cuantificarea riscului este deja foarte obiectivă și sigur că în funcție de aceste rezultate se iau niște decizii în cunoștință de cauză, cum ar fi mastectomia.
Pentru că înainte era foarte mult subiectivism și sigur ținea de atitudinea fiecărui pacient. Sau și știu că pacient. Această matematică se reflectă și în tratament, în planul de tratament. Există niște medicamente care se prescriu în chimioterapie și care merg țintit pe problema respectivă. Exact. Adică, în fine, lucrurile au evoluat atât de tare și suntem, zic eu, pe un drum bun, pentru că începem să descifrăm mecanismele care duc la apariția unei asemenea boli. Asta înseamnă, sigur, o încrengătură de cascade enzimatice, de substanțe, de proteine care sunt implicate în toată această poveste, urâtă de altfel. Și începem să acționăm sistematic pe diverse căi de stimulare a acestei boli. Deci, terapia personalizată, mă rog, cea care este la mare modă în momentul ăsta și oricum, nu numai moda contează, ci și rezultatele acestor tratante, care clar au bunătății semnificativ supraviețuirea sau chiar au dus la vindecarea multor pacienți care cu ani în urmă erau considerați incurabili. Celelalte aspecte ale stilului de viață, dieta, fumatul, stresul, contribuie în vreun fel la cancerul de coșulețe? Fără îndoială, da. Orice boală neoplazică trebuie privită holistic, ca să spunem așa. Abordare holistică, atât terapeutică, dar și din punct de vedere general. Pentru că, sigur, trăim cu toți într-un mediu stresant, fără îndoială. Stresul este un factor major de risc pentru apariția oricărui cancer. Pentru că induce o imunosupresie și, sigur, această imunosupresie este și imunosupresie oncologică și atunci, sigur, că celulele care, să spunem, o iau razna, au cale liberă către a dezvolta zona oncologică. Fumatul, sigur, care e un viciu major, dar nu s-a dovedit o legătură directă între fumat și cancerul mamar sau coluterin. Asta dacă vorbim de subiectul nostru de astăzi. Sigur, legătura directă cu cancerul pulmonar este indubitabilă și aici, sigur, politicile de reducere a fumatului în alte părți ale lumii astea au dat roade. Sper să fie și la noi implementate cât de curând. De asemenea, alți factori de risc implicați vis-a-vis de cancerul mamar, obezitatea, pacientele care sunt supraponderale, automat au un risc de a dezvolta mai mare un cancer, de cancer mamar. Și de ce? Pentru că țesutul gras, țesutul adipos, reprezintă un factor de sinteză de estrogen. Estrogenul, foliculina, în fine, este evident un element rău în anumite situații la cancerele mamare estrogen dependente, deci cele care sunt stimulate de foliculina, pentru că avem și cancere non-stimulate de foliculina. Deci, iată, o paletă întreagă de factori de risc care țin de ambient, care țin de iradierea, mă rog, iarăși este un alt element implicat în, ca factor de risc. Cu toții trăim în, mă rog, în case construite din tot felul de materiale care au o anume doză de iradiere și, sigur, iradierea cumulativă s-a demonstrat că pe parcursul vieții poate duce la o asemenea grozăvie. În continuare, vă propun să urmărim un material realizat la summitul Weekend, Noi Putem, un eveniment care a avut loc în luna octombrie, organizat pentru prima dată în România, sub auspiciile Comisiei pentru Sănătate Publică din Senat. La acest eveniment s-a vorbit despre cancerul de sân și despre cancerul de col, uterin. La realizarea acestui reportaj au lucrat colegii mei Eduard Despinoiu, operator imagine, Gabriel Ordache, editor și Dorelia Pironea, redactor. La sfârșitul lunii octombrie s-a desfășurat pentru prima dată în România summitul Weekend. Acesta s-a aflat la cea de-a șaptea ediție la nivel mondial. Evenimentul a avut ca temă susținerea, educația și informarea asupra cancerului de sân și de col uterin. Factorii de risc, semnele și simptomele celor două tipuri de cancer, importanța depistării precoce și stabilirii diagnosticului în stadii incipiente, opțiuni terapeutice, precum și necesitatea implementării programelor de prevenție și screening au fost principalele subiecte de discuție. La Palatul Parlamentului s-au reunit cu această ocazie specialiștii de top din medicina românească, experți americani în cancerul mamar și cancer de col uterin, precum și reprezentanții ai organizațiilor de pacienți din aproximativ 50 de țări. The promise of precision medicine is that we will be better able to personalize treatment to the patient and the tumor. So we do DNA tests and we give different tailored therapies based on the results of the tumor's profile at the genomic level. And so, with those different treatments, hopefully all patients benefit
and we reduce the side effects. Cauza exactă a cancerului mamar este necunoscută. Hormonii feminini și vârsta înaintată joacă un rol în determinarea acestuia. Cancerul mamar în stadiu incipient este adesea depistat printr-o mamografie, înainte de a fi apărut orice fel de simptome. Cel mai frecvent simptom este nodul mamar nedureros. Cu cât este depistat mai precoce, cu atât este mai ușor de tratat și cu șanse mai mari de reușită. Cancerul de col uterin este o afecțiune malignă a celulelor ce căptușesc suprafața colului. Colul este cel care face conexiunea între uter și vagin. Cancerul de col uterin reprezintă o problemă de sănătate publică în România. Din cauza diagnosticării tardive a bolii, posibilitățile terapeutice sunt limitate, fapt pentru care decesele cauzate de această boală în România înregistrează nivelurile cele mai ridicate din Europa. Atât în cancerul de col uterin, cât și în cazul celui mamar, se pot aplica terapii care să ducă la reușită, dacă testele de screening sunt efectuate la timp. Am urmărit un material realizat la Summitul Weekend, Noi Putem, o întâlnire a specialiștilor din întreaga lume care doresc să își unească forțele cu asociațiile pacienților și cu alți reprezentanți care pot decide, pe de o parte, aspecte legate de tratament, de medicamente, de accesul la tratament al pacienților, dar pe de altă parte și educația. În ce mod se face educația populației? Spunea colega mea în materialul filmat că există niște semne clinice pe care le putem descoperi dacă mergem la medic, dar simptome putem avea acasă? Ceva, o durere, un semn că ceva este în neregulă? Cred că asta e principala problemă. Dacă ne raportăm la cancerul mamar, de exemplu, majoritatea cancerului mamare sunt nedureroase. Adică majoritatea pacientelor se prezintă cu, așa cum spunea și reportajul, cu un nodul la nivelul sânului, palpabil, sigur, îl depistează pacienta în principiu, care e nedureros. Asta e și motivul pentru care încă în România pacientele vin destul de târziu la medic, pentru că, în fine, mai ales pacientele din zona rurală, dacă nu doare, înseamnă că nu e o problemă. Bun. Deci, asta ar fi una dintre principalele prezentări. Sigur că sunt și situații în care tumora de la sân doare. Rar, e adevărat, dar sunt importante, pentru că o tumoră care doare, în principiu, o tumoră inflamatorie, inflamată, în fine, și inflamația în sine prezintă un factor de pronostic negativ. Genul ăsta de tumori reacționează și destul de prost la tratamentul oncologic și prognosticul este mai prost. Deci, prezența unui nodul la sân este principalul, să zicem, semn pe care și multe paciente îl neglijează. Da, și în acest sens există campanii care le învață pe femei autopalparea, exact. Cel puțin o dată pe lună, din câte știu eu. O dată pe lună, autopalparea, da? După, în fine, duș și mai ales dacă este în perioada activă sexuală, adică ciclu prezent, în primele zile de după menstruație, iar în situația postmenopauzală, evident, oricând. Și în felul acesta se poate depista nodulul care nu doare. Exact. Este foarte la îndemână. Asta o poate face orice femeie acasă și ne ajută foarte tare, pentru că depistându-și un nodul la dimensiuni foarte mici, înseamnă, asta e premiza succesului pentru tot ce urmează ulterior. Și din punct de vedere prognostic, dar și din punct de vedere terapeutic, pentru că poate sări, să spunem, peste etape terapeutice care sunt mai monstruoase, să spunem. Deci poate să fie o operație limitată, să nu fie nevoie de o mastectomie, poate să nu fie nevoie de chimioterapie și așa mai departe. Deci, iată cât de important este să depistăm precoce această boală. Iar în cazul cancerului de col uterin, doare ceva? În cazul cancerului de col uterin, sigur, durerea apare tardiv, iar atunci când apare este clar un semn de boală avansată, locală avansată sau metastatică. Totuși, sunt câteva semne care pot să ducă cu gândul către o problemă la nivelul colului uterin. În primul rând, sângerarea la contact este un element esențial. Sângerarea la femeia activă sexuală între cicluri, deci orice sângerare între cicluri, trebuie să fie un semnal de alarmă care să îndrume pacienta către consult ginecologic. Iar la femeia în postmenopauză, orice sângerare, orice scurgere vaginală este un motiv, sau ar trebui să fie un motiv de prezentare urgentă la medic. Pentru că asta poate însemna problemă la nivelul colului uterin.
În emisiunea de azi nu avem timp să discutăm în detaliu despre cum se pune diagnosticul și în ce constă tratamentul pentru fiecare din aceste două tipuri de cancer, dar în general înțeleg că este nevoie de intervenție chirurgicală și de chimio și radioterapie sau în funcție de momentul prezentării se poate alege una sau alta? Abordarea este individuală, fără îndoială. Depinde în primul și în primul rând de stadiul în care este surprinsă boala, depinde de vârsta pacientei, depinde de, sigur, comorbidități, adică de afecțiuni asociate. În principiu, sunt evident situații și situații. Pot intra toate elementele de tratament în discuție, începând cu intervenția chirurgicală, care oricum, intervenția, deci un cancer mamar, mai ales limitat, fără operație, nu se poate. Deci operația este oricum în orice discuție. Nu intră în discuție neapărat opțiunile terapeutice complementare, de genul chimioterapie, radioterapie, hormonoterapie. Aceste tratamente sunt punctuale, se adresează clar fiecare pacient în parte, în completarea operației. Sigur, putem intra în detalii, fără îndoială, vis-a-vis de chimioterapie, de exemplu. Chimioterapia se poate face înainte de actul chirurgical, atunci când avem un volum tumoral mare, ca să reducem tumora și să o transformăm într-o tumoră operabilă, pentru că nu orice tumoră este operabilă din start. Pot fi tumori mari, pot fi prinderea ale tegumentului, tumora să fie prinsă de peretele toracic, o boală inflamatorie, deci un cancer inflamator este o contraindicație pentru operație. Ca urmare, avem nevoie de tratamente preliminare, adică tratamentele oncologice, medicale, chimioterapia, ca să transformăm boala într-o situație operabilă, după care urmează operația. Operație care, sigur, poate fi mastectomie sau rezecție limitată, sectorectomie. Tendințele moderne sunt către limitarea actului chirurgical cât de mult posibil, tocmai pentru ca să nu avem, de fapt, noi, ci să nu aibă pacienta probleme ulterior toată viața ca urmare a intervenției chirurgicale. Dar trebuie subliniat că dacă nu se operează tumoarea cu margini de siguranță, nu... Fără îndoială, este absolut obligatoriu ca tumora îndepărtată trebuie să fie cu limite de siguranță, fără îndoială, pentru că altfel premiza recidivei este garantată. Da. Prin urmare, nu ar trebui să se caute cu orice preț limitarea sau o intervenție chirurgicală mai puțin amplă, ci siguranța ulterioară a pacientei. Fără îndoială. Ce ne interesează întotdeauna foarte tare este supraviețuirea pacientei. Adică, în fine, cât de mulți ani reușim să-i dăm pacientei în plus. Și ca urmare, sigur, în multe situații recurgem la mastectomie, indiferent de... mă rog, situația din teren, ca să spunem așa. Încă o dată, tratamentul este punctual, individual, se adresează fiecărui caz în parte, pentru că putem avea o pacientă cu sâni mici, la care oricât am vrea să facem sector, nu avem cum să-l facem și atunci trebuie să facem mastectomie. La pacientele cu volum al sânului mare, evident că putem face, mă rog, o rezecție limitată, dar acolo putem avea un alt risc. Pot fi insule de carcinome in situ, adică de cancer mamar incipient, care în timp dezvoltă către un cancer invaziv și atunci, făcând o operație limitată, putem avea surpriză să ne reîntâlnim cu boala foarte rapid. În fine, deci sunt lucruri care trebuie discutate care, de la caz la caz. Radioterapia se realizează cu aparate suficient de bune în țara noastră? Fără îndoială, da. Pot să spun că aparatele de radioterapie, mare parte de ele, sau cel puțin dintre ele, sau cel puțin cele din centrele mari, sunt performante. Problema este numărul lor, pentru că este un număr, fără îndoială, cu totul insignifiant față de ce ne-ar trebui. Și de aici, sigur că sunt probleme legate de întârzierea procedurii de radioterapie. Radioterapia se face ca orice, de altfel, se face într-un timing foarte clar și într-un timp limită. Dacă îl depășim acel timp, sigur că eficiența radioterapiei este scăzută dramatic și ne întâlnim cu recidive în condițiile unei radioterapii făcute corect, dar târziu făcute, tocmai pentru că programările la procedura de radioterapie trenează și ține cu lunile până când o pacientă reușește să facă radioterapie. Deci, aparate performante avem, dar numărul lor nu e îndestulător. Știu că se poate opta și pentru tratament în străinătate, dar la costuri foarte mari. Sigur că da, se poate opta pentru absolut orice. Tratamentele în străinătate
sunt evident performante. Problema este că aici nu se spune niciodată, problema e de cost. Costurile și, sunt enorme. Nu doar costul radioterapiei, nu, costul ci și al cazării, deci, tratamentului. Absolut tot ce înseamnă asta, înseamnă costuri enorme pe care, sigur, nu le poate permite absolut oricine. Da. Și la noi, sigur, radioterapia în privat înseamnă costuri semnificativ crescute față de stat, oricum incomparabil cu ce se întâmplă afară. Da. Dar există și această opțiune, există. Radioterapie la timp în mediul privat. Da, fără îndoială, da. Acum un alt subiect destul de important, poate foarte important pentru supraviețuitorii cancerului mamar, este reconstrucția. Și înțeleg că se poate face reconstrucție mamară după mastectomie decontată de casă. Așa este. Asta este o veste bună pentru pacientele cu cancer mamar operat. Aici, Casa Națională de Asigurări s-a implicat și există chiar un program, Program Național de Reconstrucție. Sigur, a fost destul de palid, dar începe să fie din ce în ce mai vizibil. Se adresează, evident, pacientelor mastectomizate. De obicei trebuie să treacă un interval de timp de minim 6 luni, un an de zile. Evident că oncologul trebuie să dea verdele pentru ca pacienta să ajungă la chirurgul plastician pentru reconstrucție. Și verdele ăsta derivă din, sigur, reevaluarea pacientei, care trebuie să ateste că nu există niciun semn de boală prezent, de recidivă locală sau la distanță. Și atunci, Și atunci se poate reveni, să zic așa, reveni la un status aproape de normalitate, asemănător cu cel care era cândva al pacientei respective. Sigur, are un impact psihologic major această intervenție de reconstrucție, pentru că pacienta își recapătă încrederea în sine, pe care și-o pierde, sigur, nu orice, nu toate pacientele, dar mare parte dintre ele, sigur, că suferă depresii majore după genul ăsta de intervenție. Apropo de încrederea în sine, lucrurile post-reconstrucție încep să fie în zona normală. Știu că a face chimio și radioterapie, această perioadă este însoțită de o foarte mare suferință și viața pacientei este zguduită. Apar semne vizibile, există niște efecte secundare, să zic, ale tratamentului. Cade părul, are stări de greață. Da, așa este. În perioada de chimioterapie, de tratament chimioterapic, perioada care poate fi, sigur, de ordinul unor luni, între 3-4 luni, 5 luni, 6 luni, sigur, într-o boală metastatică poate fi o situație de mult mai lungă durată. Vorbim chiar de ani de zile de tratament. Sigur că nu e o perioadă foarte plăcută, fără îndoială. Exact ceea ce spuneați se întâmplă, adică, în fine, un alt motiv de stres major, căderea părului, starea generală care e mizerabilă în anumite situații, cu grețuri, vărsături. Sigur, mare parte dintre ele se rezolvă, adică în câteva zile, două, trei zile după tratament, lucrurile reintră normal. Dar sunt și paciente care, sigur, au o durată mult mai mare a acestor efecte secundare. Sunt paciente care, sigur, mai ales la serii lungi de tratament, trec dintr-un rău în altul, dacă putem spune așa, și sigur că e un moment dificil al existenței pacientului oncologic. Pentru că un astfel de pacient trece prin lucruri pe care noi nu le putem imagina, ne este și foarte greu să fim alături de el. Dar iată că am descoperit pe Facebook o situație care m-a impresionat. Am văzut acum câteva săptămâni cum o doamnă, fără să aibă cancer, s-a tuns zero pentru a o susține pe prietena ei, care trecea prin această perioadă dificilă în care își pierdea părul și avea stări proaste. Iar gestul acesta arată că, de fapt, într-adevăr, nu putem să înțelegem prin ce trece pacientul, dar suntem alături de el. Acum suntem la telefon, doamnelor și domnilor, cu doamna Crista Lurț, blogger, doamna care s-a tuns zero pentru a o susține pe prietena ei bolnavă de cancer. Bine ați venit la Speranța TV, doamnă Lurț. Bună seara. Spuneți-mi, vă rog, cum ați ajuns la decizia, cum ați luat decizia de a vă tunde, cât a durat, la ce v-ați gândit? Pot să spun că a durat foarte puțin.
a fost un gest empatic. Am încercat să mă pun în situația prietenei mele. Cum adică să ies în stradă cheală? La o anumită vârstă. Deci bărbații e ok să fie chei, dar femeile mai puțin. Și după tura de chimioterapie a venit acasă și era foarte tristă pentru că îi cădeau smocuri de păr. Și nu avea curajul să se tundă cheală. Nu știa care e răul cel mai rău. Și m-am dus la frizerie, m-am tuns zero și m-am dus la ea și am zis ea că uite, nu-i mare lucru să te tunzi cheală. Și ce reacție a avut? A fost între râsul plânsul. Dar ce mi-a spus mai târziu când am întrebat-o cum s-a simțit când m-a văzut cheală, m-a impresionat profund pentru că mi-a spus, mai, și o citez, am simțit ca și cum mi-ai luat jumate din povară de pe umeri. S-a simțit mai puțin singură în problema ei. Aveți un blog în care publicați experiența dumneavoastră și alte mesaje încurajatoare pentru pacienții cu boli cronice. Despre ce este vorba în materialele dumneavoastră? În 98 am fost diagnosticată cu o boală mixtă de țesut conjunctiv. Deci sunt și eu bolnav incurabil. La rândul meu, când mi s-a pus diagnosticul, am trecut prin aceeași stare prin care trece un bolnav diagnosticat cu cancer. Viața se întoarce pe dos. Orice gest din partea celor din jur contează. Emoțional, psihic, factorul psihic, ajutorul psihic contează cel mai mult. Pentru că și bolnavul trebuie să lupte. Dar prin blogul meu încerc să-i fac și pe cei sănătoși, să ne vadă pe noi cei bolnavi, arți de lucru, suntem bolnavi, dar nu suntem dați deoparte. Putem să ținem cot la cot cu ei, putem să facem foarte multe lucruri, dacă avem motivația și dacă ei ne susțin. Acum aș vrea să citesc răspunsurile prietenilor dumneavoastră de pe Facebook la întrebarea cu ce vă ajută blogul meu. Da. E un blog care transmite emoție, trăire adevărată. Ne faci părtași la evenimentele tale de viață, unele hazlii, altele dureroase, dar la fel ca în poveste, la tine binele învinge răul. Tu ești o luptătoare, o învingătoare și o să-i faci praf pe cei care îți vor pune întrebări, adică pe noi. Într-adevăr, modelul dumneavoastră ne impresionează și ne-am dorit ca să vă urmăm cu toții exemplu, să fim mai empatici față de bolnavii care au boli cronice, care trec prin suferință, care se confruntă cu problemele unui sistem sărac, da? Tocmai spunea domnul doctor mai devreme că există liste de așteptare pentru radioterapie. Așa și este. Așteptăm foarte mult. Da, și atunci cred că gesturile dumneavoastră și faptul că vă luați timp să scrieți pe blog, fiind dumneavoastră pacientă și cu problemele pe care le aveți, este într-adevăr un lucru extraordinar. Vă felicităm și vă așteptăm și cu altă ocazie să ne înveseliți, să ne luminați și să ne aduceți speranță. La revedere! Felicitări. La revedere! Mulțumesc! Cred că aici este marea problemă. Avem prea multe treburi, suntem prea ocupați. Când ne lovește o problemă, o suferință, simțim că s-a prăbușit totul în jurul nostru și un om care să ne arate prin lucruri simple, prin gesturi, printr-un comportament poate neașteptat, că este alături de noi, schimbă totul, schimbă perspectiva și, din câte înțeleg eu, optimismul și tonusul ajută la vindecare. Fără îndoială, este esențial. Țin să o felicit pe doamna, gestul este absolut extraordinar, minunat chiar. Ne întâlnim în practică cu genul ăsta de gesturi din partea prietenilor, poate chiar și a familiei, fără îndoială. Sigur că
sunt multe de făcut în zona asta, suntem destul de descoperiți, recunoști cinstit. Noi ca medici oncologi, sigur, în prima linie de luptă, n-avem timpul necesar pentru a sta de vorbă cu pacientul atât cât ar trebui să stăm. Vă mulțumesc pentru că v-ați luat timp să veniți în seara asta la Speranța TV și ulterior mâine veți fi și la Radio Vocea Speranței, pentru că în felul acesta veniți mai aproape de pacienți, dar și de cei din jurul pacienților. Poate nu avem o suferință cronică sau o boală incurabilă, dar cunoaștem oameni care sunt în această situație și vă mulțumim că vă luați timp. Cu multă plăcere. Așadar, viața pacienților este dificilă, dar aș vrea să ne spuneți și niște exemple pozitive, oameni care au supraviețuit, femei care, deși au fost diagnosticate cu cancer de col și de sân, și-au reluat viața după ce au urmat acest tratament dificil. Fără îndoială, sunt foarte multe situații, foarte multe cazuri care sunt foarte bine în momentul ăsta, atât cu cancer mamar, cât și cu cancer de col uterin. Cheia, încă o dată, a fost, sigur, depistarea într-o situație curabilă. Și nu în ultimul rând, sigur, a ținut foarte mult de mobilierul psihic, ca să spun, ar fi pacientului. Adică, într-adevăr, asta e dovedit, fără îndoială. Pacientele optimiste, luptătoare, au reușit să treacă mai ușor prin chinurile tratamentelor, prin tot ce a însemnat, sigur, tratamentul chirurgic, al urmările tratamentului chirurgic, al tratamentul chimioterapic, radioterapia. În fine, pentru ele a fost un vis urât și au trecut ușor, sau, mă rog, relativ ușor, cel puțin din perspectiva medicului prin aceste experiențe. Pacientele pesimiste, însă, din păcate, n-au avut un mers foarte grozav al bolii. De foarte multe ori le-am pierdut pe drum, mult prea devreme, comparativ cu statistica, să spunem așa. Deci, sigur, aici, legat de optimism, sigur că ține foarte mult de structura fiecărei paciente, structura fiecăruia dintre noi, ține foarte mult de familie, ține foarte mult de prieteni, ține foarte mult de asociațiile de pacienți, pentru că ar fi foarte bine ca pacienții diagnosticați cu asemenea boală să se întâlnească, să schimbe opinii. Ar fi nevoie de un psiholog, nu-l găsim întotdeauna, începe să fie din ce în ce mai prezent, dar oricum, sigur, și abordarea psihologică a acestei boli ar trebui la fel de sus situată ca și tratamentul alopat, pentru că e extrem de important. Cred că, pentru că vorbim de viață și de moarte, relația cu Dumnezeu și susținerea bisericii este foarte importantă și faptul că puterea poate fi găsită și în această relație este un mare ajutor pentru perioada aceasta dificilă de luptă cu boala. Suntem la finalul emisiunii. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi domnul doctor Cătălin Costovici, medic primar oncolog. Dacă aveți întrebări, ni le puteți scrie pe pagina de Facebook Starea de Bine. De asemenea, tot pe această pagină veți primi informații utile despre campaniile care au legătură cu cancerul de sân și de col uterin și de asemenea veți putea descoperi site-ul doamnei Crista Lurți. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate și disponibilitatea de a fi alături de cei din jurul dumneavoastră care trec prin momente dificile. La revedere!